Nu vreau acum să intrăm, asta e un alt subiect, de ce pleacă doctorii, cum pleacă, nu știu, dar este un aspect. În afară de asta, salarizarea medicilor și a personalului sanitar este mult sub limitele decenței. Fapt care a fost subliniat și de vicepreședintele Colegiului din Franța, care a venit la București și a spus, domnule, București arată bine, sunteți o țară, văd prosper, spuneți că aveți și creștere economică de acum și de ce vă plătiți așa de prost personalul medical? Încât îi determinați să aibă un motiv, nu este principalul motiv, să aibă un motiv în plus de a pleca. Asta este. Și toate acestea, plus altele pe care n-aș vrea să le mai comentez, aș vrea să vă dau numai jalonele principale, avem și comunicatul de presă al Colegiului Medicilor, au condus către această idee de a declanșa niște acțiuni de protest. Este important ca aceste acțiuni vor avea loc în toată țara, în toate județele din țară. Nu știm încă dacă în același moment sau într-o perioadă determinată, dar se vor face după o prealabilă consultare a membrilor Colegiului Medicilor și a membrilor de sindicat. Se va stabili un calendar al manifestărilor pe care în mare văd că îl avem aici în comunicat de presă. Eșalonarea acțiunilor de protest va fi gradată de la acțiuni mai simple spre acțiuni mai dure, mai cu impact mai puternic și sperăm să nu se ajungă nici la greva generală a medicilor, că eu mă refer mai mult la medici, nici la demisia în bloc. Acțiuni extreme care însă au avut loc în alte state din Europa.